Acum câteva săptămâni am intrat să ne uităm la cei 12 oameni care au răscolit lumea. Cei 12 apostoli. Ne-am uitat la 12 oameni impresionanți prin banalitatea lor, prin nedesăvârșirea lor. Dar 12 oameni impresionanți și prin transformarea de care au avut parte. Prin puterea de care s-au lăsat alimentați. Un grup de oameni pestriți, care nu promiteau mult, dar alinierea lor după Iisus i-a condus să răscolească lumea. Pe oriunde apăreau, răscoleau lumea, spune Scriptura. Și ne-am întrebat ce au avut ei atât de special încât să o revoluționeze. O ofensivă ce a început acum 2000 de ani și nici până astăzi nu a încetat. Oare am învățat ceva de la ei? Încercând să privim la viețile celor 12, am putea sintetiza câteva adevăruri pentru noi, ca și ucenicii de astăzi. Și haideți doar să vă punctez câteva adevăruri de sinteză, uitându-ne la acest grup, cei 12. În primul și în primul rând, putem observa că Dumnezeu lucrează în lume prin agenți umani. În Vechiul Testament erau preoții și prorocii, în Noul Testament apostolii. Recolta trebuie strânsă de lucrătorii cei puțini. Până și întruparea Domnului Iisus a avut nevoie de un agent uman. Dumnezeu lucrează în lume prin agenți umani, deci și prin tine. El nu face o muncă în afara noastră. El tot ce face, face prin oameni. De fapt, spunând aceasta, mi-aduc aminte de o veche parabolă creștină, undeva la începutul creștinismului, se povestea următorul lucru. Se spune că Iisus s-a înălțat la cer și acolo vin îngerii, l-au înconjurat și în primul moment l-au întrebat: Doamne, Tu le-ai poruncit oamenilor să meargă din Ierusalim în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Da, zice Iisus. Acum, Doamne, spun îngerii, între noi fie vorba. Știm cu toții, știm foarte bine cum sunt ființele umane. Nu te poți baza pe ele. După un pic de vreme știi foarte bine. Vor obosi și vor înceta să mai lucreze. Spune-ne, Doamne, nu e așa că te-ai gândit și la alte soluții? Nu e așa că ai și un plan de rezervă? Care este planul de rezervă? Și Iisus a răspuns: n-am niciun plan de rezervă. Mă bazez pe ei. Dumnezeu lucrează în lume prin agenți umani. El nu are un plan de rezervă pentru astăzi. El se bazează pe ucenicii lui. Un al doilea adevăr de sinteză. Ucenicii Domnului Iisus trebuie să devină apostolii lui, în sensul de trimișii lui. Adevăratul credincios este un proclamator al Evangheliei cu cuvântul și cu fapta. În al treilea rând, apostolii trebuie să-și primească mandatul de la Hristos. Cei trimiși trebuie să-și primească mandatul de la Hristos. Înainte ca apostolii să fie trimiși de Hristos, ei l-au urmat pe Hristos. Înainte de a-L reprezenta pe Hristos, trebuie să venim la El, să-L urmăm pe El. Și cu cât suntem mai aproape de El, cu atât mai puternici suntem pentru El. Iată un al treilea adevăr de sinteză. Și un al patrulea. Uitându-mă la viețile celor 12, mai pot spune și următorul lucru. Slujitorii lui Hristos sunt înzestrați cu puterea Lui. Ar fi un gest de cruzime să trimiți soldați pe front fără a fi echipați și înarmați corespunzător. Pe frontul credinței, noi avem toate armele la dispoziție. Trebuie doar să ne folosim de ele. Patru adevăruri de sinteză, uitându-ne la cei 12. Dar aș vrea să duc un pic mai departe.
și să încercăm să răspundem la o întrebare care mie mi se pare tulburătoare, mai ales în vremurile în care le trăim. O întrebare sfredelitoare pentru noi toți. De ce nouă ne lipsește eficiența apostolilor? De ce noi nu răscolim lumea? Care-i problema noastră? Ce se întâmplă cu noi? Să încerc să răspund la întrebarea aceasta. Poate Duhul lui Dumnezeu ne va cerceta pe fiecare să vedem pe unde ne aflăm. N-am să uit niciodată joaca mea preferată. Eram copil mic și apoi am crescut destul de mare și încă mă jucam joaca mea preferată. O numeam de-a lupta. Și îmi plăcea împreună cu fratele meu să ne jucăm de-a lupta. Și de când mă știu, m-am jucat de-a lupta. Orice obiect care îmi pica în mână era o armă pe care o foloseam. Inventam scenarii, strategii de război. În camera noastră, pe afară, în jurul blocului, la bunici, pe oriunde mergeam, ne jucam de-a lupta. Am niște amintiri extraordinare din joaca aceasta mea de copil, de-a lupta. Și apoi a venit o zi. A venit o zi urâtă. A venit fără niciun avertisment peste mine. Când m-am trezit dimineața. Și nu m-am mai jucat de-a lupta. N-am mai pus mâna pe armele de jucărie. Nu m-am mai putut juca cu ele. Crescuse mare. Am stat și m-am întrebat, de unde a apărut cunoștința asta? De unde a apărut iluminarea asta, maturizarea asta a mea? Habar n-am. M-am sculat dimineața și nu m-am mai putut juca. N-am mai dorit să mă joc. Dintr-o dată. Din acel moment am știut că toate luptele, toate strategiile de război sunt pure fantezii. Am știut că niciodată n-am să mă mai joc de-a lupta. Și acum, chiar și acum, privind înapoi la acea zi a iluminării mele, știu că a fost o zi tristă. Știu chiar și astăzi că ceva a murit în mine în acea zi, atunci acolo. Ce era acel ceva? Erau visurile mele. Era locul unde strategia, curajul, loialitatea și sacrificiul trăiau de adevăratele. De atunci încoace, n-am mai avut zile atât de frumoase. Bineînțeles că știam chiar și la acea vârstă că războiul nu este real. Dar realitatea ce o simțeam când luptam era atracția. Atunci, ca și copil, trăiam viața. Realitatea aia ce o simțeam când luptam era atracția, era farmecul. Ceva se întâmplă cu noi când creștem. Nu știu ce se întâmplă. Dar ne maturizăm și ceva pierdem. Pe undeva ceva pierdem. Și îndrăznesc să spun lucrul acesta, nu de la mine, ci de la Domnul Iisus, care face o afirmație radicală, care sună așa, în Luca 18:17. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Oare ce anume pierdem odată cu maturizarea încât Domnul Iisus însuși este nevoit să facă o astfel de afirmație? Dacă nu veți deveni ca un copilaș, dacă nu primiți împărăția ca un copilaș, nu veți intra în ea cu niciun chip. Afirmația este radicală. Și ne obligă să gândim ce vrea să spună expresia ca un copilaș. De ce Domnul Iisus ne întoarce cumva în vremea copilăriei noastre? De ce ne întoarce atunci? Ce vrea să spună cu asta?
Notați că este vorba de cuvântul copilaș, nu copil, adică un copil de o vârstă timpurie. Așa că ceea ce îmi propun în cele ce urmează este să încercăm să vedem care sunt caracteristicile copilașilor de care vorbește Domnul Iisus. Ce pierdem noi aici odată cu maturizarea? Câteva lucruri. Pierdem capacitatea de a ne minuna. Odată cu maturizarea, nu mai știm să ne minunăm de ce e în jurul nostru. Am spicuit câte ceva din scrisorile copiilor către Dumnezeu. Să aduc puțin o mireasmă a copilăriei între noi. Zicea un copil, dragă Doamne, am citit că Thomas Edison a inventat lumina. La școala dominicală ne-au spus că tu ai inventat-o. Eu cred că Edison ți-a furat ideea. Copiii au această capacitate de a se minuna. Noi de ce nu mai reușim să experimentăm credința în felul acesta? Pentru că trăim vieți prea exacte, prea bine reglementate, cu picioarele pe pământ, poate prea pe pământ. Pentru că îngăduim unor obstacole să ne îmbulzească viața. Noi nu ne mai putem minuna pentru că obstacolul monotoniei ne mănâncă. Eu cred că problema cea mai mare de care se lovesc creștinii azi nu este avortul, pornografia, dezintegrarea familiei, drogurile și așa mai departe. Problema majoră a ucenicilor de astăzi este monotonia. Ne-am pierdut capacitatea de a ne lăsa uimiți. Vestea bună nu mai este o veste bună, este o veste ok. Creștinismul nu mai este o viață transformată, ci doar o viață îmbunătățită. Monotonia vieții de credință ne ucide. Și cred din toată inima că Iisus a venit să ne salveze și de la suflete plate, nu numai de la suflete corupte. Cum arată sufletul tău? Nu cumva abia mai respiră de sub povara monotoniei, a platitudinii spirituale? Totul este cenușiu și greu, de plumb. Sau poate că sufletul nu ți este corupt. Ai fost salvat de acolo, ai fost scăpat de acolo. Dar îți este sufletul tău jucăuș, liber, vesel? Uimit? Ne pierdem capacitatea de a ne minuna din pricina monotoniei credinței noastre. Ne pierdem capacitatea de a ne minuna și din pricina obstacolului numit hoții de vise. Pe parcursul vieții, copilul din noi a fost fugărit afară. Potențialul de a ne face ca niște copii a fost fugărit afară de oameni care ne spun ce nu putem face. Și auzim mereu ce n-avem voie să facem. Deci sunt foarte mulți în jurul nostru. Jack Canfield povestește o întâmplare adevărată despre un băiat de liceu care trebuia să scrie o lucrare cu privire la visele lui de viitor. Și se pune și așterne pe foaie visul lui de viitor. Visul lui descria o fermă de cai cu 50 de hectare de pământ, cu grajduri, cu hipodrom și un conac cu colonade. A desenat chiar un plan al fermei cu multe detalii. Își predă lucrarea la școală. Și la 2 zile după predarea lucrării, primește nota 4. Și profesorul își motivează nota în felul următor. Citez. Visul tău este nerealist. E adevărat. Profesorul i-a oferit posibilitatea de a rescrie lucrarea și să capete o altă notă. Tânărul s-a dus acasă și l-a întrebat pe tatăl său ce să facă. Să rescrie lucrarea cu un vis mai realist sau să o lasă așa cum e? Jack Canfield povestește că tatăl i-a răspuns că aceasta este o decizie foarte importantă și că va trebui să o ia singur. În săptămâna următoare, elevul a dus compunerea, lucrarea, înapoi. A înmânat-o profesorului și a spus, citez, poftiți,
Dumneavoastră puteți păstra nota. Eu îmi voi păstra visul. Biblia numește hoții de vise farisei. Hristos este un dătător de vise și vrea să ne bucurăm de visele Lui. Care este visul Lui pentru tine? Te-ai gândit vreodată, așa sincer și singur? Hoții de vise sunt peste tot pe lângă noi și ne spun că nu se poate. Ne pierdem capacitatea de a ne minuna și din pricina obstacolului uniformității. Jacques Ellul, în 1964, scria o carte numită The Technological Society. Și acolo în cartea lui, în 1964, susținea că tehnologia va altera natura vieții. Tehnologia va deveni autonomă, spunea el, și curând, în loc ca omul să controleze mașina, mașina va defini omul. Omul va deveni o franciză, întâi printr-o clonare exterioară, spunea el, apoi printr-o clonare genetică. N-a avut dreptate? Chiar clonarea genetică este peste noi. Însă, clonarea culturală este chiar mai periculoasă pentru sufletele noastre. Ea nivelează personalitatea umană și zeifică uniformitatea. Nu vedem în jurul nostru, peste tot în bisericile noastre? Diversitatea nu este văzută ca o valoare în comunitățile noastre. Oamenii trebuie să corespundă standardului subiectiv, stabilit de câțiva oameni convinși că au toată dreptatea și tot adevărul de pe pământ. Uitați-vă la Iisus. Era mereu, mereu imprevizibil în acțiunile Lui. Întotdeauna îi surprindea pe ucenici și pe farisei la fel. Fariseul ar fi vrut să fie ca oricare altul. Ar fi vrut un Iisus îmblânzit, domesticit, drăguț cu toată lumea. Și în schimb, unde apărea Iisus, fiecare se simțea inconfortabil, dar atras de El în același timp. Multe, poate prea multe dintre bisericile noastre încearcă să taie ghearele leului din tribul lui Iuda. L-ar vrea un fel de animal de casă pe care să-l poarte așa în lesă, să le umple golul singurătății, să l-a smut asupra celor care le deranjează confortul lăuntric. Mulți l-ar dori așa, numai că nu e așa. Este leul din tribul lui Iuda. Din păcate, mulți îl tratează așa. Și ne mai pierdem capacitatea de a ne minuna și din pricina obstacolului banalului. Prea mulți dintre noi trăim ca și cum este mai important să ne câștigăm existența decât să ne câștigăm viața. Uitați-vă la un copilaș. El nu-și pune problema existenței. El trăiește fiecare moment. Pentru noi, siguranța financiară este mai apreciată decât nesiguranța urmării lui Hristos. Și Iisus i-a chemat pe ucenici la un standard ciudat de trai, adică la nimic. Când posesiunile noastre ne posedă, aventura credinței devine imposibilă. A primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, deci, înseamnă a ne ține trează capacitatea de a ne minuna, de a ne ține trează pasiunea. Ca un copilaș, capacitatea de a ne minuna. Tozer, care observa această lipsă a fiorului de bucurie și încântare în credința noastră, a ilustrat-o în felul acesta. Citez. Bisericile evanghelice de astăzi au zidit altarul și au tăiat jertfa în bucăți. Iar acum se mulțumesc doar să numere pietrele altarului și să le reașeze bucățile, fără să le pese că nu se arată niciun semn de foc de la Dumnezeu. Am încheiat citatul. Odată cu maturizarea noastră, pierdem capacitatea de a ne minuna ca un copilaș, de a ne lăsa uimit de ce în jurul nostru. Apoi, în al doilea rând, pierdem curiozitatea, uneori riscantă, a unui copilaș.
Există o perioadă în dezvoltarea copilului când mintea acestuia este sub forma unui semn de întrebare. Fiecare propoziție începe cu de ce? De ce? De ce? Răspunsurile nu fac altceva decât să ridice mai multe întrebări. Și știți de ce se întâmplă asta? Pentru că întrebările lor sunt mult mai mult decât o cerere de informație. Ele sunt un act de afecțiune, un strigăt după relație. Odată cu maturizarea noastră, curiozitatea ne moare. Noi nu mai întrebăm de ce. Ascultați câteva scrisori ale copilor către Dumnezeu. Citez. Dragă Doamne, la școală duminicală ni s-a spus ce faci tu. Dar cine face toate aceste lucruri când ești în vacanță? Curiozitate. Dragă Doamne, n-ar fi mai bine ca în loc să lași oamenii să moară și să trebuiască să faci alții, să-i păstrezi pe cei care îi ai acum? Întrebări grele. Încă una. Dragă Doamne, de ce școala duminicală este duminica? Eu credeam că duminica este o zi liberă. Naturalețea asta a copilului, de ceurile lor, nu caută atâta de mult informația, cât caută relația. El vrea să stea de vorbă cu tine. Și asta o pierdem. Ne pierdem curiozitatea. Și pierdem curiozitatea, nu mai punem întrebări. Și nu mai punând întrebări, ne îndepărtăm încetişor. Apostolul Toma este poate cel mai bun exemplu pentru acest punct. Frământarea lui nu era altceva decât tânjetul să-l vadă și el pe Iisus. Toma nu refuza să creadă, ci refuza să accepte o credință provenită de la mâna a doua. Și Iisus răspunde tânjetului din el. Spre deosebire de copii, noi am fost neutralizați. Odată cu creșterea, ni s-a spus că întrebările pot fi stânjenitoare. Îi pun pe oameni în situații penibile. Pot fi periculoase sau pot fi greșite. Și de aceea nu mai întrebăm. Și nu mai învățăm. Și nu mai dezvoltăm relația. Odată cu maturizarea noastră, nu ne pierdem doar capacitatea de a ne minuna și nu ne pierdem doar capacitatea de a pune întrebări, ci mai pierdem și încrederea aceea totală, acea abandonare specifică copilului. O scrisoare a unui copil către Dumnezeu. Citez. Dragă Doamne, nu m-am mai simțit niciodată singură de când am aflat despre Tine. De ce nu află toată lumea despre Tine și să nu se mai simtă singură? Abandonarea este de neconceput în lumea noastră. Este văzută ca fiind un act irresponsabil. Mă uimește abandonarea viitorilor ucenici în fața chemării. Vino după mine. A lăsat totul și s-au dus. Aceasta este abandonare. Oare nu așa fac și copiii? Dacă nu, atunci de ce învățăm pe copii să nu se ducă după străini? Toți părinții își învață copiii, nu te duci după străini? Că nu știi ce-ți fac. De ce îi avertizăm pe copii? Pentru că ei se abandonează total, ei au încredere. Odată cu maturizarea ne-am pierdut și încrederea asta totală în el, abandonarea asta. Ascultați cuvintele lui Petru din Ioan 6, de la 25 încolo. Este întâmplarea aceea cu când Iisus le spune trebuie să mâncați trupul meu și să beți sângele meu, mulți ucenici îl părăsesc. La vorbirea aceasta este prea dură pentru noi. Și acolo Iisus spune ucenicilor lui apropiați, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Aceasta este abandonare totală. În procesul maturizării noastre, pierdem o a patra caracteristică a copilașilor. Ascultarea, învățabilitatea. Să vă citesc câteva scrisorele ale copiilor. Dragă Doamne, câteodată mă gândesc la Tine chiar și când nu mă rog. Dragă Doamne, oamenii cei răi au râs de noi. Ți-ai construit o corabie pe uscat, fraierule, dar el a fost deștept,
te asculta pe tine, așa și făcut și eu. Copiii stau și ne ascultă fascinați dacă le acordăm atenție și le vorbim pe limba lor. Nimic nu este mai frumos în lumea asta decât copiii. Cel puțin așa cred eu. Copiii stau și te ascultă și au încredere în tine. Noi când creștem mari nu mai avem. Dumnezeu, de fapt, continuă să ne vorbească, dar viețile noastre sunt prea gălăgioase și noi nu mai ascultăm, nu mai învățăm. În loc să încercăm să facem mai multe, poate ar trebui să facem mai puține și să stăm și să ascultăm șoapta lui Dumnezeu, pentru că El cel mai mult șoptește, nu zbeară. Copilașii nu numai că ne ascultă, ei și pun în aplicare ceea ce aud. Ei nu cunosc mândria intelectuală. Ei te ascultă, au încredere și fac ceea ce spui. O scrisorică a unui copil. Dragă Doamne, eu cred că nimeni n-ar fi un Dumnezeu mai bun ca Tine. Am vrut doar să știi asta. Iau ceea ce aud, o cred și trăiesc în baza ei. În al cincilea și ultimul rând, atât cu maturizarea noastră, lucru care ne face ineficienți și nu mai răscolim nimic în jurul nostru, este pierderea unei a cincea caracteristici a unui copilaș. Teama. Copilașii au oarecare teamă de adulți. Nu se iau în gură cu ei. Când un adult se apleacă să le vorbească, mai ales dacă nu-l cunosc foarte bine, îi vezi cum se retrag și au oarecare teamă. Astăzi nu se mai vede multă teamă de Dumnezeu la noi oamenii maturi. Și când spun teamă, mă refer la cel amestec de uimire, respect, închinare și toate deodată. Se proclamă prea multă evanghelie subțire, un feel good, un îngăduitoare cu păcatul, o evanghelie care atrage mulțimile, dar nu le transformă. Dumnezeul neamenințător trebuie reînlocuit cu Dumnezeul la cărui prezență a aruncat oamenii cu fața în țărână. Dumnezeul nostru este mare, sfânt, înfricoșător, dar în același timp și blând, atent, personal. Pentru prea mulți dintre noi, Dumnezeu a ajuns o prezență pală în loc de una care să îi le oprească inima în loc. Și lucrul acesta este cel mai bine ilustrat de o întâmplare din viața copiilor mei. Nici până astăzi n-am înțeles și o pot explica doar așa cum vă spun acum. Avea o plăcere ciudată de a fi speriați. Avea un joc ciudat, că l-am descoperit cu Paul, când într-o zi eu eram în camera mică, în apartament, și el intră în cameră, eu eram acolo, m-am întors brusc spre el, s-a speriat și a fugit în bucătărie, urlând. M-am dus după el să-l liniștesc, nu, stai, să-i explic, să-i spun să stea liniștit că sunt eu și că mi-am imaginat că cine știe ce era în inimioara lui. După ce se liniștește, îl văd uitându-se la mine și spune, mai vreau. M-am dus înapoi în cameră, m-am pus după colț, îl văd venind tiptil prin hol și își bagă capul în cameră și eu iarăși, atent, să nu se sperie prea tare, îl văd urlând, fugind înapoi în bucătărie, urlând din toată inima, mă duc după el, zic, mă, ce tată nebun, cum îl speriu copilul, mă duc după el să-l liniștesc, îl liniștesc puțin acolo, era transpirat, era agitat, se uită la mine, mă vede, zice, mai vreau. Și era o joacă care s-a dezvoltat pe parcursul anilor. Și am stat și m-am gândit, bă, ce e în inima unui copil, măi? Adică se sperie evident, pentru că broboane de sudoare erau pe el, fugea îngrozit unde era lumină și după aceea mai vrea. Ce anume determină să mai vrea?
Singura explicație care am găsit-o este următoarea. Copilul mai vrea să fie speriat de cineva de încredere. Pentru că este o combinație de spaimă și siguranță. De încredere în cel ce îl sperie. Era o experiență emoțională deosebită. Trăiești ceva nou, te sperii, te tulbură, dar în același timp ai încredere în ăla care te tulbură și te sperie. Și mai vrei lângă el. Oare nu așa și Dumnezeu? Stau și mă întreb. Uneori apare de după colț și strigă. Și prinde sudoare, brobone de sudoare pe noi, fugim la lumină, speriați. Și când ne dăm seama că e la mijloc, îi spunem, mai vreau, Doamne, mai vreau să trăiesc lucrurile astea, să te văd viu, să trezești ceva în mine. De ce noi, ucenicii de astăzi, nu mai răscolim lumea? Pentru că nu știm să primim împărăția ca niște copilași. Ne-am pierdut capacitatea de uimire. Ne-a mâncat-o monotonia, fariseismul, uniformitatea și banalul. De ce? Pentru că ne-am pierdut curiozitatea. Uneori riscantă. De ce nu mai răscolim lumea? Pentru că ne-am pierdut acea abandonare totală specifică copilașilor. De ce nu mai răscolim lumea cu credința noastră? Pentru că nu mai știm să ascultăm. Nu mai suntem învățabili. De ce nu mai răscolim nimic în jurul nostru prin credința noastră? Pentru că ne-am pierdut teama aia de Dumnezeu. Cei 12 au pornit cea mai mare ofensivă din istoria omenirii. Ei și-au încheiat viețile cu succes. Au lăsat pe alții să continue ofensiva. Și ofensiva a continuat. Acum este rândul nostru. Acum este datoria noastră să răscolim lumea. Dar ca să o facem, ar trebui mai întâi să primim împărăția lui Dumnezeu ca niște copilași.